conexiunea dintre economia românească și economia rusă și ucraineană este destul de limitată și, ca urmare, impactul direct datorat schimburilor comerciale este limitat. Pe de altă parte, sigur, vedem un efect de contagiune care se simte la nivelul piețelor de capital globale, la nivelul piețelor de capital europene, în centrul și estul Europei de asemenea. Un element pozitiv pentru noi este faptul că nu suntem deconectați de ceea ce se întâmplă în regiune și performanța noastră este una, să spun, medie. Adică nu am evoluat mai slab decât celelalte piețe din regiune. Dacă ne uităm, de exemplu, la performanța burselor față de începutul anului acesta, România este cam la același nivel, adică avem o scădere minoră de 2%, în condițiile în care Polonia, Ungaria au scăderi de aproximativ 10%. E greu de făcut estimări acum cum vor evolua lucrurile din punct de vedere al sancțiunilor economice. Ce este aproape sigur și se întâmplă deja este un impact la nivelul prețurilor materiilor prime și aici se vede în creșterea prețului petrolului, a gazelor naturale, în creșterea prețurilor produselor agricole, care vor adăuga la presiunile inflaționiste care se simt deja de un an în atât la nivel global, cât și la nivelul României. Cred că ceea ce se întâmplă acum în Ucraina accentuează un fenomen pe care l-am văzut în ultimii 15 ani, adică începând cu criza financiară din 2007-2008, urmat de criza medicală începută acum 2 ani, acum în situația aceasta de conflict, practic efectul este acela că începem să ne uităm mult mai atent la companiile locale, la lucrurile pe care le producem mai aproape de noi. Vedem tot felul de discuții legate de problemele cu care se confruntă lanțurile globale de aprovizionare, circulația mărfurilor la nivel global este afectată. Deci începem să ne uităm cu mai mare atenție la afacerile din apropierea noastră. Și asta, sigur, are un impact la nivelul piețelor de capital, pentru că piețele de capital, așa cum e Bursa de Valori București, așa cum sunt celelalte piețe de capital din regiune, din Europa Centrală și de Est, au un puternic caracter local, național, sunt puternic conectate la economiile locale. Fiecare bursă națională are ca rol susținerea companiilor locale. Uitându-ne la componenta de investitori români, vedem o creștere puternică. Am depășit numărul de 80.000 de conturi deschise la Bursa de Valori București prin intermediul companiilor de brokeraj. Vedem o creștere semnificativă a numărului de tranzacții. De exemplu, în data de 7 martie anul acesta am avut un nou record istoric din punct de vedere al numărului de tranzacții și asta arată că investitorii de retail devin tot mai activi în piață. Deci tendința aceasta de a veni, de a investi a românilor este asociată cu tendința companiilor de a veni către bursă și de a atrage finanțare. Am avut un an record, anul trecut 23 de companii au venit, s-au listat 3 companii pe piața principală, 20 de companii pe piața aero. Vedem diversificare destul de mare din punct de vedere a domeniilor de activitate care vin către bursă și vedem venind către bursă companii din domenii care au o contribuție semnificativă la creșterea economică a României. Vedem sectorul agricol mai bine reprezentat, vedem sectorul de tehnologie. Deci trenduri foarte interesante și constructive la nivel local. Din punct de vedere al companiilor, lucrăm împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a face procesul de accesare a pieței cât mai simplu. De altă parte, din punct de vedere al investitorilor, aici este pe de o parte vorba de tehnologie, adică ne dorim ca să vedem companiile de brokeraj tot mai prietenoase, tot mai accesibile, tot mai prezente în zona online, pentru că procesul acesta de investiție migrează tot mai mult în zona online.
De altă parte, ne dorim să vedem simplificat modul de interacțiune cu Ministerul de Finanțe, mecanismul de fiscalizare, și aici avem în derulare un proiect legislativ care este în curs de discuție și aprobare. A fost aprobat în Senat, acum se află la Camera Deputaților, care are ca scop tocmai acest lucru, simplificarea accesului la piață pentru investitorii persoane fizice.